Că în ultima perioadă de timp ne confruntăm cu foarte multe apeluri false la 112, în care se reclamă, într-o proporție îngrijorătoare, răpirea unor persoane, lipsirea de libertate sau sechestrarea. Ieri a fost prezentat în spațiul public ultimul caz înregistrat în București, unde peste 80 de polițiști au căutat timp de mai multe ore o adolescentă, iar totul s-a dovedit a fi o glumă proastă. Din păcate, nu a fost un caz singular. Astăzi vorbim despre Sibiu, unde o femeie și-a alertat familia că este lipsită de libertate, în condițiile în care anunțase că are cu ea și un copil de 1 an și 8 luni. În realitate, femeia de 30 de ani încerca să-și construiască o apărare în fața concubinului său, căruia i-ar fi sustras portofelul. Acum tânăra este cercetată penal pentru inducerea în eroare a organelor judiciare. Și în cazul de la Sibiu, vorbim tot despre 10 de polițiști angrenați în operațiunile de căutare. Pe cale de consecință, stimați cetățeni, venim în fața dumneavoastră pentru a vă cere sprijin și înțelegere. Problema apelurilor false la 112 nu este numai una instituțională, ci a tuturor celor care, la un moment dat, au nevoie de ajutor. Dacă sunteți copii, nu vă jucați cu 112. Poate alți copii în acel timp au nevoie urgentă ca cineva să ajungă la ei. Dacă sunteți părinți, învățați-i pe cei mici la ce se folosește 112. Explicați-le că acest număr nu este de joacă. Și nu în ultimul rând, pentru noi, cei maturi, 112 nu este un mijloc de a crea alibiuri. Să nu uităm că sutele de polițiști angrenați în căutarea unor prezumtive victime sunt aceiași care trebuie să intervină la urgențe reale. Mai mult, în spatele a ceea ce se vede în spațiul public în astfel de intervenții, și mă refer aici cu precădere la acele patrule de poliție, așadar, în spatele a ceea ce se vede sunt specialiști, tehnică de localizare, logistică, decidenți, procurori, polițiști. Pentru eficiența acestui întreg angrenaj, acești oameni ar trebui să se ocupe de cazuri reale, cele în care viața unor rude, vecini, prieteni, cunoștințe de ale noastre este pusă în primejdie. Aici nu vorbim doar de utilizarea unor resurse ale poliției, pentru că poliția trebuie să răspundă la fel la orice astfel de alerte, false sau adevărate. Vorbim însă despre timpii pe care îi putem pierde cu intervenția în cazuri reale din cauza unor alarme false. Așadar, fac un apel de urgență pentru numărul de urgență 112. Să nu punem în pericol viața și sănătatea semenilor. Într-o zi, este posibil ca noi înșine să avem nevoie de ajutor. Vă mulțumesc!